Nicu, Nicu, întoarce-te pe burtă, Nicu. Neața, neața, iau ce bine am dormit. Dar ce-i cu tine? Te-ai trezit cu fața la cearșaf? Să nu te aud, Nicu, că n-am dormit toată noaptea. Aia, iar ai stat pe Instagram, pe Facebook. Numai pe Tinder să nu te prind. Ai, nu știu ce să fac cu tine, că așa sforoi, Nicu, de se prăbușesc pereții pe noi. Am zis să-i facem din cărămidă. Tu nu, nu, rigips, că asta e la modă. Dar și de beton armat să-i facem și tot se prăbușesc pe noi. Ai, Doamne, Dumnezeule. Tu de meserie ești zograv, dar când te pui la somn, serios, că drujbist ești. Și ai vrea să fiu tâmplar, să te iau la rindea toată noaptea, uța, uța, și uța. Și ne-ai simțit acum? Păi parcă ți-ai luat dopuri pentru urechi. De ce nu le-ai folosit? Da, păi ți le-a băgat ție nas, de-aia. Da, eu știu calea să pun în urechi. A, acum mă faci și prostă, sau cum? Eu te fac prostă pe tine. Poate mai că la 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 la. Nu știu ce să fac, Nicu, cu tine, că așa sforă, zici că te ne jur. Scuză-mă, în notul nu-i punctul meu forte. Aha, dar bine că la mișto te pricepi. Bine, hai să discutăm, să găsim o soluție, să ai și tu un somn liniștit noaptea. Da, cred că asta e problema, că sforă, zici că ți-i drujba necată. Asta e, s-a mai învechit și drujba, îi mai sare lanțul, mai scoate fum. Fii atentă, am găsit. De seară, înainte de culcare, două păhăruțe, știi cum o ung. Nici nu mă auzi că dorm. Nicu, nici măcar să nu te... Deci să nu te pună Dumnezeu că așa sforăi când bei, zici că se dezlănțuie iadul, pe bune. Când beau puțin, da, așa. Ai dreptate, ai dreptate. Patru pahare beau. Nici nu o să știi că suntem în aceeași cameră. Trebuie să vorbesc cu Vlad să văd cum... Deci omul ăla nu sforăie deloc. Serios? Vlad, nu sforăie deloc noaptea în somn? Mă, nu, deci are un somn atât de lin... Păi, extraordinar! E o plăcere să dorm cu el noaptea, cu Vlad, așa-i? Să știi, zici că dorm lângă o pisică care toarce, nimic mai mult. Dar tu de unde știi cum doarme Vlad noaptea? Auzi tu, să nu mai ai pe mine la întrebare, ai înțeles? Că sforoi tu-i motiv de divorț, vezi? De parcă n-aveam altele. Nu, bine, dragă, îl sun tu pe Vlad sau îl sun eu?